Discutăm cu Cosette Chichirău, candidatul USR Plus la primăria Iași. Bine ați venit la interviurile Euronews. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Spuneți-ne, vă rog, care este planul dumneavoastră pentru Iași și ce vă recomandă la primărie? În primul rând, planul meu este să aduc bunăstare pentru o categorie mult mai largă de ieșeni. În Iași, să zicem, 5-10% dintre oameni o duc bine pentru că au locuri de muncă în industria IT sau în industrii creative. Iar locurile de muncă care erau înainte în industria grea, pe platforma CUG, cum au fost în mai multe orașe platforme de combinate de utilaj greu, locurile de muncă care erau în industria textilă nu au fost înlocuite de alte locuri de muncă în industrii moderne cu salarii mai mari. Așa că mulți ieșeni lucrează pe salariul minim și mulți alții lucrează cu, nu știu, 2000 de lei pe lună. Este foarte, foarte puțin. Și atunci planul meu este să aduc o bunăstare mult mai mare în Iași. În momentul când avem venituri mai mari pentru oameni, venituri mai mari pentru buget, putem îmbunătăți calitatea vieții. Adică prima dată trebuie să vină dezvoltarea economică și apoi putem face investiții, de exemplu, în infrastructura de recreere, în concerte, în ceea ce ne facem să ne simțim bine. Ce mă recomandă pe mine? Eu, după facultate, în anul 2000, am plecat în Statele Unite cu o bursă. Am fost acceptată pentru un masterat în Business Administration, MBA, la University of Massachusetts. Apropo, acolo a fost și Jeff Bezos, șeful Amazon. Am fost la aceeași universitate, chiar la aceeași școală, School of Management. Așa, după care am continuat cu un doctorat în finanțe. A luat 5 ani doctoratul, dar în acel timp am și lucrat. Asta înseamnă că am mai mult de 10 ani experiență în finanțele mari și încă câțiva ani experiență în companii financiare mai mici și în antreprenoriat. Ce înseamnă asta pentru experiența mea și pentru ieșeni? Eu înțeleg structura de capital a investitorilor și ce opțiuni de investiții putem noi să le oferim. Investitorii sunt foarte diferiți unii de alții. De exemplu, unii își finanțează investiția în Iași, să spunem că își deschid o nouă fabrică, din capital propriu. Și asta înseamnă că acționarii au niște așteptări, poate au așteptări pentru dividende sau pentru profitabilitate. Alți investitori fac împrumuturi în bancă, iarăși acolo sunt niște termene, au nevoie de lichidități. Și atunci, un primar foarte bun, un primar cu experiență în finanțe internaționale, poate să ofere fiecărui investitor pachetul de care are nevoie. Eu am lucrat în Statele Unite la astfel de pachete care erau customizate pentru fiecare investitor. Cred că cel mai mare deal la care am lucrat a fost de $1 miliard. A fost un deal de foarte mare succes și apoi același investitor a dublat la 2 miliarde, s-a făcut și al doilea miliard pe structura pe care eu am conceput-o. De multe ori avem nevoie și de alți parteneri, adică, spre exemplu, nu este suficientă primăria Iași și firma L'Oreal, să zic că L'Oreal vine la Iași și deschide o fabrică de cosmetice. Poate că intermediem noi cu un al treilea investitor local, poate ne trebuie un parteneriat cu primăria Miroslava sau Bârnova sau Tomești, adică o comună din jur, pentru că poate comasăm niște terenuri. Deci, experiența mea în finanțe internaționale îmi dă o calificare unică de a aduce în Iași mult mai mulți investitori de talie mondială și a crește foarte mult bugetul orașului. În plus, bineînțeles, vorbesc engleza fluent. Am locuit 16 ani în Statele Unite. I do speak English fluently. I can speak to ambassadors and CEOs. Ceea ce este cumva unic în administrația din România, de exemplu, Chirica stâlcește limba engleză, Alexe, partenerul lui, a stâlcit limba engleză oribil. Deci oamenii ăștia nu pot fi luați în serios de posibili investitori sau de ambasadori sau de oameni cu anvergură care vin să investească miliarde. Asta este cumva, este inima planului meu pentru Iași. Aduc foarte mulți bani în zona metropolitană Iași.
Și că ați vorbit de planul economic, cum vedeți evoluția Iașiului? Credeți că se poate dezvolta dincolo de industria IT și cum mai exact? Absolut, absolut. Avem mare nevoie să ne dezvoltăm dincolo de industria IT și eu am dezvoltat un plan care se concentrează pe anumite sectoare industriale din mai multe motive. Vreau să încep mai întâi cu piețele pe care aceste companii ar vinde. Bunăstarea vine din a vinde foarte mult. Cu cât vinzi foarte mult și marja de profit este mai mare, cu atât ai bani mai mulți. Și ca să vinzi foarte mult, trebuie să ai piețe mari. Una este să ai 1.000 de clienți în Iași sau în România sau 2.000 sau 3 milioane sau 10 milioane și alta este să accesezi piețe de sute de milioane de oameni. Deci, pentru ca Iașiul să aibă succes, are nevoie de companii foarte, foarte mari care să aibă deja acces pe aceste piețe. Și care sunt cele mai importante piețe pentru noi, pentru ieșeni? Este piața Uniunii Europene, care este cea mai apropiată de România. 75% din exporturile României merg către Uniunea Europeană. Deci suntem foarte integrați cu economia europeană. Este piața americană, care este una dintre cele mai mari piețe din lume și este și cea mai inovativă, ca să zic așa. Din SUA vin cele mai mari inovații și apoi avem piața din Asia, în special Asia de Est, care are calitatea, vorbim de China, India, de a avea creșterea cea mai mare. Piața europeană și americană sunt deja piețe mature. Oamenii au o anumită bunăstare, un anumit nivel de trai și nu se pot îmbogăți mult mai repede, pe când în China, India și alte țări din Asia de Sud-Est, sute de milioane de oameni ies din sărăcie, ajung în clasa de mijloc și pot consuma. Deci, piața din Asia este piața cu cea mai mare creștere. Ei bine, astea trei piețe sunt ținta companiilor pe care noi vrem să le atragem. Și asta ne duce, și profilul Iașului ne duce cu gândul la anumite sectoare. Aș vrea să vorbesc, știu că nu avem foarte mult timp astăzi, dar aș vrea să vorbesc în special despre sectorul de sănătate. Iașul este un hub pentru universități și spitale. Are un profil economic, să spunem, socioeconomic foarte similar cu Bostonul, unde eu am locuit foarte mulți ani. Bostonul este într-o rivalitate cu New York, la fel cum Iașul este într-o rivalitate, să spunem, cu București, deși București e mult mai dezvoltat, la fel și New York este mult mai dezvoltat, este un centru comercial mare. Dar noi avem anumite avantaje, să zic așa. Unul dintre ele este sănătatea. Avem multe spitale în Iași. Sperăm să avem Spitalul Regional de Urgență, care e o investiție mare, avem Institutul Regional de Oncologie, avem o universitate care atrage mulți străini, deci avem forță de muncă internațională și avem antibiotice, ESA, care este un producător de medicamente generice și este unul dintre cei mai mari exportatori din județul Iași și din România. Și atunci, pe această coloană vertebrală, noi putem aduce aici firme, producători de medicamente, producători de echipamente medicale, dar și pe partea asta, cea din amonte de cercetare, cercetare genetică, biotehnologie. Deci vreau să facem tot lanțul de la cercetare la producție pe sănătate să-l aducem în ea. Și în momentul când ai masă critică, din ce în ce mai multe companii pot veni aici. Și aici mă refer la GlaxoSmithKline, la Bayer, la mai știu eu, companii ca Sanofi. Deci sunt multe, multe companii de talie mondială din industria farmaceuticilor și a echipamentelor medicale care trebuie să vină în Iași. Mai mult decât atât, că vorbeam de economia americană. Universitățile de acolo sunt foarte puternice. SUA are cele mai puternice universități de cercetare. Ar fi foarte bine dacă am putea face un parteneriat cu, să zicem, Harvard, MIT, ambele sunt în Cambridge, lângă Boston, unde am locuit, și care să-și deschidă o filială în Iași, să avem Harvard Iași sau MIT Iași. Asta ne-ar întări zona de cercetare medicală, pentru că acolo, printr-un parteneriat între Harvard și MIT, s-a făcut Institutul Broad, unde s-a decodat pentru prima dată în mod complet genomul uman.
Deci, cum să spun, este un focar și în jurul acelui centru de cercetare la care ambele universități au participat, s-au format foarte multe startup-uri în zona asta medicală și au venit foarte multe companii mari, Genzyme, Amgen. Deci eu am văzut cumva cu ochii mei, la fața locului, cum în momentul când investești în cercetare într-un anumit domeniu, biotehnologie, de exemplu, cercetare genetică, poți să ai niște rezultate absolut spectaculoase. Iar eu am un plan atât partea economică de atragere a investitorilor, cât și un centru de cercetare care să fie finanțat parțial din bugetul local și în cea mai mare parte de fonduri europene. Acest institut de care vă spuneam, Broad Institute, a fost finanțat în cea mai mare parte de guvernul american. Deci guvernul a dat fonduri pentru decodarea genomului. Așa și noi putem avea un institut puternic de cercetare genetică la Iași, finanțat de minister, parțial finanțat de bugetul local și finanțat de companii private. Deci, pentru Iași, sectorul de sănătate este absolut esențial, avem premizele unui succes extraordinar în zona asta. Apoi, industrie importante în care am atrage companii ar fi industria chimică și a cosmeticelor, industria de mașini industriale, componente electrice și electronice. Cam în zona asta aș vedea economia Iașului dezvoltându-se, pentru că sunt practic produse cu volum mic și cu mare valoare adăugată. Noi încă avem problema autostrăzii, probabil vorbim un pic mai târziu în interviu despre asta, și avem nevoie să aducem investitori cu, să zicem, astfel de produse, cu volum, produse mici și cu mare valoare adăugată, astfel încât lipsa infrastructurii să nu fie un impediment. Eu îmi propun să atrag cel puțin 10 companii de talie mondială în Iași, în primul mandat, și pentru asta am nevoie să fac anumite lucruri. În primul rând va trebui să reorganizez primăria. Acum sunt nu știu câte sute de 400 și ceva, cred că, de angajați în organigrama primăriei care se ocupă de diverse chestii destul de minore. Nu există un birou de atragere a investițiilor. Eu voi înființa un astfel de birou. Este esențial să ai un birou de atragere a investițiilor cu 10 oameni care să țină constant legătura cu aceste mari companii, să le invite la ea și de acolo să înceapă procedura de atragere a lor. Apoi avem nevoie de un birou pentru diaspora. Românii plecați în străinătate sunt resursa principală pentru realizarea, sau una din resursele principale pentru realizarea acestor investiții. Sunt români în aceste companii mari, în aproape toate companiile mari din lume, sunt români și unii chiar cu poziții foarte importante, poziții de decizie, poziții de putere. Noi ne trebuie acest birou pentru diaspora la Iași ca să ținem legătura cu ieșenii noștri din aceste companii mari și din universitățile mari din lume. Bineînțeles, voi desființa niște departamente. Este în Iași în continuare departamentul Centenar, care are vreo 6 oameni. Centenarul a trecut în 2018. Ăia nu fac nimic acolo. Mai degrabă ar atrage investiții sau ar atrage ieșeni înapoi. Deci, voi reorganiza primăria în primul rând și apoi avem nevoie de încă câteva lucruri care să crească nivelul de reprezentare a Iașului pe plan internațional. Ca să pot să vorbesc cu acești directori de mari firme, de la Bayer sau de la Nestle, dacă aducem industria alimentară în Iași, trebuie să am ca primar al Iașului niște instrumente, și anume un birou de reprezentare la Bruxelles. Trebuie să avem acolo un birou și 2-3 oameni care zilnic să vorbească cu puterea de la Bruxelles. Aceste companii fac tot timpul lobby acolo, eu am fost de câteva ori la Bruxelles, am fost la aceste cine, ca să zic, cu mari șefi și cam așa funcționează. Adică acolo este centrul puterii europene, Europa este o piață foarte mare și trebuie să avem un birou acolo. Sunt multe orașe europene care au birouri de reprezentare la Bruxelles. Apoi aș vrea să deschidem 4-5 consulate la Iași pentru țările unde avem o diasporă foarte mare. Sunt mulți români care sunt cetățeni spanioli. Sunt mulți români care, și poate nu mai sunt cetățeni români sau au dublă cetățenie. Sunt români care sunt cetățeni italieni, germani.
americani și așa mai departe. Ar trebui să deschidem aceste consulate la Iași, pentru că ambasadele sunt în București, dar nouă ne trebuie consulate care să aibă pe lângă ele și misiuni economice, astfel încât eu ca primar să pot ține legătura cu Germania, Italia, Spania, Statele Unite, Franța, dau câteva exemple, mergând la consulatele din Iași, să fie mult mai ușor să avem legături comerciale aici local și, bineînțeles, vom trimite reprezentanți și, și în străinătate. Deci cam asta este, pe scurt, planul meu pentru economia Iașului și vreau să subliniez că aceasta este treaba principală a primarului Iașului. Să aducă foarte mulți bani în oraș. Treaba primarului Iașului nu este să pună gazon, nu este să pună pavele, nu este să se ocupe de canalizare, trotuare și mai știu ce alte chestii minore cu care se pozează Chirica. Alea sunt treburi absolut minore care țin de un șef de serviciu din primărie. Noi avem nevoie să avem expunere internațională. Avem nevoie de un primar cu anvergură care să reprezinte Iașul pe plan internațional. Pentru că fără aceste investiții, pur și simplu vom stagna cum am stagnat în ultimii ani. Deci, am un plan economic ambițios care se concentrează pe anumite sectoare și pe anumite firme și, de asemenea, am măsurile de care am nevoie să le implementez în cadrul primăriei pentru a mai atinge planul. Spuneți-mi și primele trei lucruri care credeți că trebuie să schimbe acum, cât mai repede, și care se vor schimba după ce veți fi primar. Oh, wow, sunt o grămadă de urgențe, dar cred că prima și cea care doare pe Ieșeni cel mai tare este oprirea construcțiilor haotice. În Iași nu se face dezvoltare economică, dar se construiește foarte mult, sunt construcții, sunt proiecte imobiliare, practic blocuri, din care niște oameni scot foarte mulți bani, dar din care ieșenii nu beneficiază, adică nu fac decât să ne sufoce, se construiesc blocuri între blocuri, blocuri fără autorizații, blocuri fără spații de parcare, fără spații verzi. Este o mare, mare, mare problemă construcțiile haotice din Iași. Asta se va opri în mandatul meu. Apoi avem nevoie să curățăm primăria de cumătrii. Sunt câteva familii care au rude în primărie. Asta trebuie oprit. În administrația mea voi face evaluarea întregului personal. Cei care nu au performanță vor fi dați afară și vom organiza concursuri foarte transparente pentru posturile din primărie. Sunt multe posturi scoase la concurs la care se prezintă o singură persoană, și anume persoana care trebuie să fie angajată. Foarte mulți ieșeni și foarte mulți români au renunțat la a se mai prezenta la concursuri, la a se mai prezenta la licitații, pentru că se știe pentru cine este acel post sau pentru cine este acea licitație. Asta nu mai poate continua, pentru că practic aruncăm majoritatea bugetului Iașului pe salarii care nu aduc performanță. Sunt oameni care doar încasează salariul, nu fac mare lucru. Primăria funcționează ca în anii 90, nu este digitalizată, este foarte greu să interacționezi cu ei. Dacă ești un om de afaceri cinstit, te țin 2-3 ani să-ți dea o autorizație. Deci este inacceptabil ce se întâmplă în primărie. În administrația mea, în câteva luni, va fi curățenie în primărie. Și apoi aș vrea să mai menționez două lucruri foarte repede. Digitalizarea tuturor serviciilor, asta se poate întâmpla cam în 6 luni. Am vorbit cu mai multe firme care se pot prezenta la licitație imediat după ce câștigă alegerile. Durează cam 3 luni să implementezi un sistem IT și încă 3 luni ca personalul din primărie să fie complet obișnuit cu acel sistem IT pentru a avea serviciile digitalizate. Chirica este primar de 5 ani, n-a mișcat un deget să digitalizeze. A avut de 10 ori termenul ăsta de 6 luni și nu l-a interesat subiectul, deși e foarte arzător. Și apoi voi organiza foarte repede, după ce preiau mandatul, licitație pentru o firmă de consultanță pe fonduri europene. Sunt orașe care la începutul succesului lor cu fondurile europene, cum ar fi Cluj-Oradea, au angajat o singură firmă care să gestioneze întreg portofoliul de fonduri europene. O firmă care are 50-100 de specialiști cu experiență îndelungată pe fonduri europene și care pot accesa toate liniile posibile. Deci dacă eu vreau să cumpăr tramvaie,
firma respectivă știe exact cum să aplice și cum să facă proiectul. Dacă vreau să fac infrastructură sau să construiesc un complex sportiv, oamenii aia știu ce este disponibil pentru mine sau un centru de cercetare, de exemplu. Ei bine, acum sunt câțiva oameni în primărie care se ocupă de fonduri europene într-un mod extrem de incompetent. Chirica, de exemplu, a avut pentru primele 6 luni ale acestui an absorpție de 17%. 17% din plan. Deci ce plan și-a făcut el, a făcut mai puțin de 20%. Este absolut inacceptabil pentru că banii europeni sunt bani gratis. Adică nu e o problemă de bani, e doar o problemă de competențe. Trebuie să-ți angajezi oamenii care trebuie. Deci eu voi face licitație pentru o firmă de consultanță care ia un comision, bineînțeles, din fondurile atrase, astfel încât acea firmă este extrem de motivată să aibă cât mai multe proiecte, să aducem sute de milioane de euro în ea și să vedem și noi orașul ăsta că se dezvoltă. Cum plănuiți să faceți Iașiul mai atractiv pentru familiile tinere cu copii? Și nu numai. Oh, da. Aici e o discuție foarte lungă. Tinerii cu familii, fără familii, cu copii sau fără copii, au nevoie în special de cultură și de sport ca să aibă o viață mai bună, să se simtă mai bine. Au nevoie de foarte multă varietate. Tot timpul vor ceva nou. Un alt concert sau o altă expoziție sau un alt sport. Vor să joace tenis de masă. Mâine vor să joace, nu știu, fotbal. Deci pentru familiile tinere și pentru tineri este nevoie în special de partea asta de sport și de cultură. Din păcate, Iașul cam suferă la capitolele astea. Până și sportul de performanță a fost complet omorât și nu prea avem infrastructură nici sportivă, nici culturală. Chiar am avut dezbateri cu specialiști în aceste domenii și îmi spuneau că tot ce avem în Iași este foarte vechi sau nu avem deloc. Stadionul a fost construit în 1960, mai cade tencuiala. A fost cineva care aproape a avut un accident, i-a căzut o bucată de tencuială de la stadion. Sala polivalentă nu este funcțională, a fost construită în 1972. Iar pentru concerte avem foarte, foarte puține săli. Deci chiar dacă am avea investitori privați care să vină să organizeze evenimente la Iași, avem cerere, nu prea au unde. Asta este o mare problemă. Deci planul acolo este pe termen scurt să avem un buget, chiar dacă mic, predictibil pentru anumite festivaluri sau anumite evenimente sportive, iar pe termen lung este să construim această infrastructură pentru de care s-ar bucura, bineînțeles, cel mai mult tineri. În programul meu am două proiecte foarte mari, să zic așa, care ar lua ceva timp să fie implementate. Un proiect ar fi complexul sportiv. Iașul are niște terenuri mari, are 4 parcele pe șes Bacului, către unde este Carfurera, către antibiotice. Fiecare parcelă are câteva zeci de hectare. Iar acolo ar fi locul perfect pentru un complex sportiv și o pădure urbană, unde să avem stadion, aquapark, tot felul de alte locuri unde să faci sport, piste de biciclete, mai știu, terenuri de tenis, terenuri de fotbal. Și alt proiect mare este ca pe lângă centrul de cercetare pe care o să-l înființăm să avem un muzeu de știință pentru copii. Probabil mulți români au fost la Londra, la Paris sau la Amsterdam și au văzut și au dus copiii la acele muzee de știință, centre de știință, de fapt, interactive, unde te poți juca cu diverse experimente de fizică, de chimie, poți să vezi roboței, sunt workshop-uri unde poți să înveți să construiești un roboțel. Ei bine, în Iași nu aveam această posibilitate de educație non-formală, să spun așa, unde să te duci să vezi ceva interesant și să vezi ceva relevant pentru viitorul tehnologic care ne așteaptă pe toți. De exemplu, câți copii știu cum funcționează un panou solar, deși e o tehnologie de anii 60. O avem și pe sateliții care sunt în orbită.
câți copii știu să facă un roboțel simplu. Nu prea avem posibilitățile astea și cu toate astea, în câțiva ani vom fi înconjurați de asemenea tehnologii. Poate acum și vom avea mașini autonome pe stradă. În Statele Unite deja sunt mașini fără șofer. Câți tineri români știu tehnologiile dintr-o mașină autonomă? Deci aș vrea să avem acest centru de știință pentru copii în special, unde ei să poată să experimenteze de mici într-un mediu extrem de simpatic tehnologiile viitorului. Și cred că această infrastructură, un complex sportiv și un complex de tehnologie ar fi o bază absolut excelentă pentru familiile tinere din Iași. Și ar atrage mult mai mult alte familii tinere în Iași. Sper să ajungem de la 400.000 de locuitori undeva la 600.000 de locuitori, dacă avem succes cu proiectele noastre. Vă așteaptă o campanie fără precedent în mijlocul unei pandemii. Ați făcut alte planuri? Cum o resimțiți acum? Aoleo, campania. Foarte greu. O resimt foarte greu. Se simte o frică mai mare decât în martie, să știți. Voluntarii noștri sunt un pic mai speriați, avem mai puțini voluntari care ies pe stradă. Alegătorii sunt destul de speriați. Adică funcționăm într-un mediu foarte, foarte dificil. Și mă întreb dacă nu cumva ar fi cazul să discutăm serios dacă putem avea alegerile acum. Știu că PSD și PNL mai spun ei una și alta, dar oamenii sunt foarte speriați. Este foarte greu să le spui despre proiecte când ei se gândesc că nu știu ce se va întâmpla peste 2 luni. E dificil. Deci nu se pot, oamenii nu se pot concentra pe viitorul pe termen mediu sau lung, să zic așa. Pentru că termenul scurt este foarte Imens incert. acum. Da, exact. Povestiți-ne un pic și despre proiectele dumneavoastră de când sunteți parlamentar. Ok, a fost un mandat interesant cu legile justiției, Dragnea la pușcărie și toate astea. Alea au fost momentele cele mai exotice, să le numesc așa. Dar în ce privește inițiativele legislative, am inițiat o lege pentru transparență, transparența cheltuirii banului public, care încă stă la sertar. Cred că am depus-o în 2017. Și legea asta spune așa, că toate contractele, facturile și chitanțele trebuie făcute publice. În țările nordice, asta este o cutumă, nu există o lege care să oblige primăriile să facă asta, dar ei fac asta, li se pare că e de la sine înțeles să publice cheltuielile. În Slovacia a fost adoptată o astfel de lege și consecințele au fost foarte, foarte bune. S-au economisit 30% din cheltuielile cu achizițiile publice. Vă dați seama, în România și în Iași, evident, se cheltuiesc miliarde de lei pe achiziții publice. Am putea economisi 30%, pentru că transparența înseamnă că se fură mai puțin. Apoi, numărul de licitații cu un singur participant s-a înjumătățit în Slovacia. Deci, și la noi sunt foarte multe licitații unde se prezintă o singură companie. Și bineînțeles este o firmă de casă a unui partid, a unui primar, ea câștigă licitația, probabil vând la suprapreț, lucrări proaste. Nu este un mediu competitiv să ai o singură firmă care se prezintă la licitație. Ei bine, cu asemenea lege, cum am introdus eu, s-ar înjumătăți, sau cel puțin asta a fost experiența Slovaciei, s-ar înjumătăți numărul cu astfel de licitații defectuoase. Asta e un proiect anticorupție la care eu țin foarte mult. Încă n-a ajuns, deși au trecut 3 ani, n-a ajuns să fie votat în Camera Deputaților, a fost respins de Senat. Chiar Șerban Nicolae a adus niște argumente ridicole, cum că, domnule, trebuie protejată identitatea celor care licitează, ca și cum nu cheltuim banul public, ca și cum cheltuim banii lui personal.
În fine, este clar că partidele vechi nu-și doresc o transparentizare mai mare a banului public. Apoi am introdus o lege prin care cabinetele mobile să poată să funcționeze. Legea prevedea, legea sănătății, cabinetele mobile, însă nu spunea nimic mai mult, astfel încât nu se puteau da autorizații pentru astfel de cabinete medicale mobile și în România este o nevoie disperată de cabinete mobile, pentru că avem o mare parte a populației, jumătate din populație stă în mediul rural și nu are acces facil la servicii medicale. Iar asta, cumva, eu am pus presiune pe guvern în acel moment și guvernul a dat un ordin de ministru care, practic, spunea ce spunea și inițiativa mea legislativă, deci eu consider o victorie pentru că acum putem avea cabinete medicale mobile în România. Vă mai spun un singur proiect foarte recent. În contextul pandemiei am depus un proiect de lege care se cheamă Inovare și producție și care spune că în contextul epidemiei de coronavirus ar trebui să dăm niște granturi pentru firmele inovative ca să vină cu soluții pentru criză. Soluțiile pot fi de foarte multe feluri, de la producția de măști, de exemplu, de ce să importăm tot timpul măști când le putem produce aici, producția de echipamente până la softuri care să ne spună dacă am fost în contact cu o persoană infectată sau mai știu orice fel de alte soluții pentru criză. Asta ar încuraja chiar în Iași startup-uri și ne-ar ajuta foarte mult și în epidemie. Multe țări din Europa au introdus astfel de programe. Aici noi am fost cam ignorați. Nu a intrat la vot încă această propunere a mea, inovare și producție, deși era o idee foarte bună și ar fi trebuit implementată. Dar na, asta este. Guvernul, prin ministru Câțu, a fost destul de timid cu măsurile economice. Pentru pandemie nu prea s-au gândit la cum să zic, avea și oportunități în pandemia asta. Adică nu e totul rău. Poți totuși să speculezi anumite lucruri în favoarea ta, cum au făcut și alte țări. Cam astea sunt, să zic așa, câteva proiecte importante pe care eu le-am dus în Parlament, dar mai mult decât atât, eu activez în Comisia de Buget a Camerei Deputaților, una dintre cele mai importante comisii, bugetul și juridica, sunt foarte importante și acolo am luptat ca Iașiul să aibă mai multe investiții, să aibă un buget mai mare. M-am luptat pentru autostradă, din păcate încă nu avem rezultate prea bune. Am trecut un amendament prin care era crescut bugetul pentru medicamente generice, care era un avantaj pentru Antibiotice SA, care este o firmă de aici, de la noi, din județ. Deci, practic, în Comisia de Buget, eu am încercat să atrag bani către regiune. Cam asta e foarte pe scurt activitatea mea în Camera Deputaților. Să ne întoarcem un pic și la partidul din care faceți parte. Mai este USR, Ok. așa cum se spunea, Partidul Pluralismului de Opinii? Știm cu toții că ați avut o serie de conflicte cu liderul partidului Dan Barna. Care e relația dumneavoastră acum cu el înainte de campanie? Este foarte bună. N-am avut, să zic, conflicte. Adică democrația presupune competiție. Eu am fost contracandidata lui la președinția partidului. El era deja desemnat candidat la prezidențiale, deci era o situație foarte dificilă. Dar pentru mine a fost important să nu fie candidat unic la președinția partidului sau să fie doar un singur candidat puternic, pentru că asta înseamnă că nu e o competiție reală. Și, bineînțeles, eu fiind contracandidata lui, am avut diferențe de opinie și ciocniri, dar acum avem o relație bună, el este președintele partidului și am lucrat destul de bine în negocierile care au precedat protocolul de alianță între USR și Plus. Avem o relație amicală, să zicem așa. Spuneți un pic de traficul și poluarea din Iași. Ați vorbit în repetate rânduri despre aceste aspecte. Cum e situația și cum s-ar putea rezolva?
Sunt probleme foarte mari. Iașiul este, din păcate, cel mai poluat oraș din România, chiar mai poluat decât Bucureștiul, dacă este posibil așa ceva. Și sunt măsuri pe termen scurt pe care administrația mea le va lua și măsuri pe termen lung. Pe termen scurt, ca să putem ușura puțin traficul, trebuie să construim parcări. În acest moment, prima bandă de pe multe bulevarde și străzi este ocupată de mașini parcate, pentru că oamenii nu au unde să parcheze, sunt multe mașini în ea și puține locuri de parcare. Și atunci, dacă eliberăm acea primă bandă, putem să facem o bandă unică pentru transportul în comun, pentru autobuze, și putem avea loc pentru piste de biciclete. Asta ar mai ușura, să zic, traficul de mașini, adică ar fi mai puține mașini pe stradă, pentru că ar fi mult mai ok să iei autobuzul, care nu va sta în trafic, el având bandă unică. Deci, prima linie de atac este să avem aceste benzi unice, și ca să avem aceste benzi unice, trebuie să facem parcări. Ne trebuie totuși doar câteva milioane de euro să facem aceste parcări. La Cluj, cred că s-a făcut o parcare supraetajată cu 2 milioane de euro, cred. Deci nu ne trebuie un buget foarte, foarte mare ca să realizăm aceste parcări supraetajate. Și apoi sunt măsuri care nu costă bani, cum ar fi, sau relativ puțin, ne va costa studiile de fezabilitate ne vor costa bani. Și anume, sensuri unice. Va trebui să facem studii de trafic, să vedem care străzi să fie cu sens unic. Dacă știți, de exemplu, multe orașe din lume au făcut asta, Brașovul în România a făcut asta. În New York, probabil știți, sunt avenues care merg nord, avenues care merg sud și străzile tot așa, unele merg spre est, altele spre vest. Adică aproape toate străzile sunt sensuri unice. Ori în Iași, aproape toate străzile sunt sensuri duble și de asta stăm în trafic ca nebunii. Trebuie să rezolvăm asta și bugetul practic este pentru un studiu de trafic care să ne spună cum să funcționeze aceste sensuri unice. Asta se poate face pe termen relativ scurt, dar problema traficului nu se poate rezolva doar cu soluțiile astea. Avem nevoie, de fapt, orașul a crescut mult mai mult decât avem noi infrastructură. Noi avem infrastructură pentru anii, nu știu, 70 și acum s-a construit foarte mult în jurul Iașului, sunt case și blocuri și n-avem bretele, n-avem șosea de centură. Investițiile astea vor costa câteva sute de milioane de euro, cred, ca să putem să construim infrastructura necesară pentru Iașul de acum și nu doar de acum, dar pentru Iașul de 600.000 de locuitori. Și investițiile astea probabil le putem face cam în 10 ani. Dacă mai eliberăm puțin traficul, bineînțeles și poluarea va fi redusă, dar poluarea mai vine și de la șantiere care nu sunt corect acoperite. Deci este praf de pe șantiere, este praf de pe cauciucurile camioanelor care este în șantiere. Sunt mai multe măsuri pe care le putem lua fără un buget și care vor scădea poluarea și vor ușura puțin traficul. Vreți să fiți primar într-un oraș care are un fost edil condamnat la pușcărie. Gheorghe Nichita a fost condamnat zilele trecute, chiar la 5 ani de închisoare cu executare. Dumneavoastră ați spus în repetate rânduri că Iașiul trebuie curățat de corupție. Cum aveți în plan să faceți acest lucru? Da, din păcate, Nichita și Chirica au folosit aceeași rețetă. Nichita a ajuns primar interimar în urma lui Simirad, a intrat la pușcărie, Chirica a ajuns primar interimar în urma lui Nichita. Nu știu dacă va intra la pușcărie, dar oricum n-avem o istorie prea fericită în Iași cu primarii. Am avut doar trei primari după anii 90 și există o cultură de corupție foarte adâncă. Chirica era viceprimarul lui Nichita. Ei lucrau foarte strâns. Chirica era mâna dreaptă a lui Nichita. Deci avem probleme foarte mari de corupție, o istorie lungă, lungă de corupție. Eu am spus deja câteva măsuri, le-am menționat întreagăt. Unu, voi face concursuri pe bune, în primărie. Deci trebuie să eliminăm cumătriile. Acum se angajează cine trebuie. Rude, prieteni, cunoștințe, unchi, mătuși, fiini, mai știu eu.
asta va dispărea. Deci, cu mătriile trebuie să dispară, vom face concursuri, vom face o evaluare a personalului, dar foarte important, și am mai menționat și transparentizarea cheltuielilor, eu voi face asta voluntar, chiar dacă legea mea nu va trece, voi face ceea ce se cheamă conformare voluntară. Primăria are opțiunea să publice toate cheltuielile, chiar dacă nu există obligație legală. Dar dincolo de aceste măsuri, un lucru foarte important este Consiliul Local. Corupția din primărie este ajutată de Consiliul Local, pentru că Consiliul Local, sunt 27 de consilieri din toate partidele, votează schimburi de terenuri și vânzări de terenuri. Da? Și ce s-a întâmplat în primăria Iași? Consilieri locali, cei care votează autorizații sau schimburi de terenuri cu așa zis și investitorii imobiliari, cum este domnul Zămosteanu, care a fost ridicat de DICOT, da? Consiliul Local trebuie să voteze acele proiecte. Și consilierii locali care au votat astfel de proiecte au ei înșiși acum proiecte imobiliare aprobate. Acum să vă întreb despre asta, despre așa numită mafie imobiliară a județului, despre care vorbea și presa și nu numai. Exact. Și atunci încă mai îți mai trebuie două treimi din Consiliul Local ca să poți să aprobi schimburi de terenuri și vânzări de terenuri. Noi vom aduce consilieri locali suficienți. Eu nu știu dacă vom avea 50 plus 1. Eu sper să avem 50 plus 1 pentru ca să conduc primăria cu majoritate în Consiliul Local, dar în orice caz vom avea acea minoritate de blocaj, cel puțin o treime din consilieri, care se va împotrivi acestor autorizații. Domnul Zămosteanu, haideți să luăm acest exemplu, da? Care a făcut mai multe blocuri în Iași. El nu avea terenul necesar, să zicem avea 300 de metri pătrați într-un colț de Iași. Și atunci ce se întâmpla? Primăria făcea schimb cu el pentru terenuri adiacente, îi mai dădea 1000-1500 de metri pătrați alături la schimb pentru un teren mult mai puțin atractiv, astfel încât domnul Zămosteanu să poată să construiască acolo. Un astfel de deal n-ar fi disponibil niciunui investitor corect, adică să mă duc eu sau oricine, oricare cetățean de pe stradă și să spunem, uite, am eu ăștia 200 de metri pătrați aici și te rog, primărie, dă-mi încă 1000 ca să-mi fac un bloc, asta nu s-ar întâmpla. Asta este o mafie. Și bineînțeles, putem bănui unde ajungă banii din aceste dealuri. Adică Chirica are a câta? A patra vilă? A cincea vilă? El și-a început mandatul cu casă și sfârșește mandatul cu 5 vile. Copilul lui de 11 luni avea vilă de un sfert de milion sau doar terenul costa un sfert de milion. Adică nu este acceptabil așa ceva și asta s-a făcut, repet, cu concursul consilierilor locali din partide. Chiar consilieri locali de la PMP au votat aceste proiecte. Avem o consilieră de la PMP care are ea însăși proiect imobiliar. Asta se va termina, va înceta. USR Plus va avea cel puțin o treime din consilieri și va bloca mizeriile astea de proiecte care se cătuiesc bugetul orașului. Practic, noi nu avem bani suficienți la buget pentru că se fac aceste mizerii de afaceri din care câștigă niște așa ziși investitori imobiliari, dau șpăgi la oamenii din primărie și orașul rămâne blocat. Deci, cu un consiliu local mult mai curat, noi vom putea bloca mafia imobiliară. Ați scris în repetate rânduri pe Facebook că Mihai Chirica se folosește abuziv de funcția sa și nu vă dă autorizație pentru amplasarea de corturi și banere electorale. S-a întâmplat ceva de atunci? S-a rezolvat? Sau? S-a întâmplat că avem autorizație pentru banere, deși ne-a furat cam o treime din precampanie, pentru că na, el e primarul în funcție, pleacă cu prima șansă și când îți fură 10 zile, astea sunt 10 zile pe care tu le pierzi în precampanie. Așa, și ne-a refuzat autorizația pentru corturi. A zis că putem amplasa măsuțe și stegulețe. Dar de ce motiv ai votat? De ce? Niciun motiv, fără motiv. E el șef pe Tarla. Așa crede că Iașul este un fel de moșia lui, că el taie și spânzură, el dă autorizații de construcție, el refuză autorizații pentru corturi dacă are chef. Și pur și simplu se comportă fix ca Dragnea.
nu este absolut nicio diferență. Pentru el legea și democrația nu contează și, da, pur și simplu nu ne-a dat autorizație pentru corturi. Spuneați mai devreme și dumneavoastră și știm că Iașiul este în continuare izolat de Transilvania. Chiar dacă nu o să fie în atribuțiile dumneavoastră să vă ocupați de construcția autostrăzii, dar poate să le explicați alegătorilor de ce ar fi importantă pentru dezvoltarea Iașiului această autostradă. Sigur că ieșenii n-au nevoie de explicații de la mine ca să știe. Toți ieșenii sunt perfect conștienți de importanța autostrăzii și sunt disperați. Sunt disperați că suntem lăsați în izolare, că suntem mințiți. Suntem mințiți de toate partidele, efectiv. PSD, PNL, oricine a fost, nu ni se fac promisiuni și nu se întâmplă nimic. Un succes a fost aeroportul din Iași. Se spunea că ce nevoie aveți voi de aeroport, că oricum nu aveți oameni. Dar aeroportul din Iași a stat la baza dezvoltării industriei de IT. Pentru că oamenii pot veni din Londra, de exemplu, din Paris, din Bruxelles, pot zbura Londra-Iași, Paris-Iași, Bruxelles-Iași. Și asta înseamnă că putem face business mult mai ușor. Și aeroportul Iași a ajuns de la vreo 200.000 de pasageri la peste 1.000.000 de pasageri pe an. Ei bine, la fel și cu autostrada. Ni se tot spune de ani de zile că nu vă trebuie autostradă pentru că nu aveți economie, nu aveți fabrici. Și noi spunem, și ca atare nu avem trafic. Și noi spunem, păi nu avem fabrici pentru că nu avem autostradă. Dacă ați face autostradă, exact, e un cerc vicios. Dacă ați face autostradă, ar fi fabrici și ar fi trafic. Și foarte important, a fost ministrul Bode ieri la Iași să se laude că el face autostradă. Dar am primit documentul cu prioritățile guvernului și autostrada A8 Moldova nu se află printre prioritățile documentului. Deci am fost mințiți chiar ieri. Spune ministrul că da, se va face și după aia primim de fapt prioritățile guvernului și nu vedem autostrada Moldova între prioritățile guvernului. Deci este o minciună. Trebuie schimbați ăștia și trebuie aduși oameni competenți care chiar să facă lucruri. Și în final vă rog să le spuneți alegătorilor de ce vă doriți să fiți primarul Iașiului. De ce îmi doresc să fiu primarul Iașiului? Mă doare sufletul când văd că Iașiul rămâne în urma altor orașe mari din România și din Europa Centrală și de Est. Avem aici premizele unei dezvoltări accelerate, reușim să atragem tineri în universități, avem terenuri, de exemplu, sunt sute de hectare pe fosta platformă Cug, pe șes Baclui, la Miroslava, către Domeș, către Volboca, pe care putem să facem industrie. Cu toate astea, majoritatea ieșenilor au salarii mici. Pe mine îmi doare sufletul când văd lucrurile astea. Și, bineînțeles, calitatea vieții este scăzută, nu doar salariile sunt mici, dar nu avem o infrastructură decentă, nu avem creșe și grădinițe, nu avem săli polivalente, nu avem evenimente culturale suficiente, nu avem o calitate a vieții suficient de înaltă. Vreau să fac curățenie în primărie, care este plină de corupție. Vreau să ne apucăm de treabă. Și pentru că țin așa de mult la orașul ăsta, am zis că trebuie să candidez, trebuie să se termine cu corupția și incompetența în orașul ăsta frumos. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!